Și am zis, am ajuns acasă. Bună, sunt Adela. Eu sunt Radu. Bine ați venit la noi acasă. Aveți ceva curiozități? Aici o las pe Adela. Da, când am pornit ideea amenajării, trebuie să mărturisesc că amândoi căram cumva în spate și pe umeri. Doi copii. Și doi copii, deja doi copii. Ne pregăteam de al treilea, că eram deja însărcinată. Eu personal nu mai voiam să fie încărcat nimic. Am trăit într-o epocă în care aveam sertarele pline, cu de toate, cu punguțe, cu cartoane, cu nu se aruncă nimic, că nu se știe când avem nevoie. Și mi-am dat seama că toată povestea asta mă agită foarte tare și îmi dă o stare de neliniște. Deci am pornit de la ideea de a avea o locuință cu piese de foarte bună calitate, pentru că mie mi se pare că principiul suntem prea sărași pentru a da bani puțin pe mobilă, stă în picioare. Deci o casă cu mobilier sau cu obiecte de bună calitate, dar puține. Și să nu le văd. Adică eu mi-am dorit să nu avem sertare-sertărașe care în timp să se umple cu tot felul de obiecte. Ne-am dorit stilul ăsta minimalist, culori cât mai puține și cu câteva accente care să dea căldură, că totuși e un cămin cu doi, chiar trei copii în curând. Ce sursă de inspirație ați folosit? Stai că voiam și eu să zic. Păi da, dar voiam și eu să zic. Dar spune, scumpule. Așa, eu, de exemplu, eu mi-am dorit... El și-a dorit pe clasic. Eu mi-am dorit pe clasic minimalist. Foarte multe lucruri. Și anume, o insulă de gătit, pentru gătit. Și ce mai vrut? Deci asta a fost dorința lui. Și un dressing la noi în cameră, nu? Și-a dorit un dressing generos al lui. Și-a dorit... Neavând multe haine, multe piese vestimentare, mi-am dorit un dressing mare. Ca să le găsesc. Pentru că ele se îngrămă... De ce se îngrămădească? Pune tricoul pe fiecare sertarul și tricoul cum ar veni. Da. Deci asta a vrut un dressing și o insulă pentru că lui place foarte mult să gătească și ideea asta de a fi în mijlocul invitațiilor și de a le prepara ce-și doresc și are o insulă. Să știi că ne-am îmbinat destul de bine din punctul ăsta de vedere, adică n-am avut dispute. Pentru că, cum spuneam la început, am lăsat-o pe ea. Nu, da. Chiar n-am avut, nu știu, ne-am contrat pe ceva? Ba da, știu. Bucătăria de aici trebuia să aibă... Trebuia să fie sus. Hai să punem totuși bucătăria. Deci bucătăria de aici trebuia să aibă în continuare un fel de L, adică să se lipească de ea o masă. Și când a venit bucata respectivă, mi-am dat seama că cumva strică fluxul. Că noi avem copii care aleargă, se învârtesc în jurul mesei și așa mai departe. Era atât de lungă încât ajungea și la vecine. Adică era foarte mare, sincer. Deci ocupa toată bucătăria, nu înțelegeam despre ce e vorba. Și am pregătit în felul meu și am reușit să-l conving să renunțăm la ea. Dar e mulțumit. Da. Ca să nu mai... Bucătăria cu insula. Bucătăria ne place. Da. Mie îmi place colțul ăsta de canapea pentru că îmi și zice, vezi că ai făcut gaură în el. Stau foarte mult timp pe canapea în perioada aceasta. Asta ați mișcat voi canapeaua că e... deci nu am deschis de la tine. Dar ce credeai că eu am dărâmat-o, nu practic, m-am așezat pe ea. Așa, vezi că n-am luat decât 13 kg. Așa, da, mai devreme, spusese să o ajut cu hamacul acela de terasă. Și că e prea jos, ridică-mi și mie. Da, el a fost ridicat la început când l-am pus. Da, e normal. El e glumeț. Murim de râs. Așa. Deci, dacă ar fi să aleg un loc preferat, este colțul acesta de canapea, pentru că îmi petrec cel mai mult timp. Dar recunosc că sunt... Nu știu, sunt foarte fericită de tot ce am reușit să facem în casa asta. Și dormitorul este super aerisit și minimalist, adică avem doar noptiere, pat și cam atât. Dar asta de ce? Ca să nu avem pe ce să punem lucruri. Și un televizor, cam asta tot. Și nici nu ne dorim să încărcăm și am și o bandă de alergat. E sus? Bine, e sus. Sau nu e, n-are legătură cu interviu. Vreau să zic că îmi place să alerg și că insula e locul. Care sunt pasiunile tale?
Păi gătitul, mai am un loc preferat, alerg în Herăstrău, foarte des. Îmi place mult parcul Herăstrău, că vorbeam de locuri preferate, din casă. Din casă. Din casă. Dădeam din casă. Așa. Perioada. Adică noi ne-am imaginat că ne vom muta în 3 luni și ne-am mutat într-un an. Cam așa a fost. De Crăciun, cu cadouri, cu de cealaltă cheltuieli, zis nu a fost. Am să fiu și serios. Totul a fost așa un cumul de trăiri, de emoții. Dar legat de casă... asta spun, deci noroc că noi, adică aveam, locuiam într-un loc și nu eram cumva stresați să trebuiască să părăsim locuința respectivă, însă ne-am pus ca target să ne mutăm de Crăciun, pentru că ne-am dat seama că dacă nu facem asta ne vom muta la Paștele Cailor. De Paște, da, exact. Și așa s-a întâmplat, am băgat în ultima săptămână, s-a muncit mult mai intens, au intrat mai multe echipe și într-adevăr să găsești echipa bună și echipa potrivită pentru a finaliza proiectul așa cum ți-l dorești e destul de complicat. Și a mai fost un lucru la care am ținut foarte mult. Eu nu știu cât se observă, că asta e destul, așa cum spuneam, destul de risită, dar sunt toate detaliile astea care sunt importante. De exemplu, cum e așezată plinta, cum sunt colțurile, am ținut să fie pereții cât mai drepți. Ne-am dorit o vopsea decorativă specială pusă peste tot, adică să nu fie casa mai multe culori. Motiv pentru care de sus până jos e aceeași nuanță. Ușile Filomoro au o modalitate diferită de a se monta. Și acolo au trebuit specialiști, adică... Bine, se deschide la fel. Da, el nu se deschide la fel. Este o casă care i s-a acordat atenție și ne-am dorit asta. Adică, nu știu, ne dorim să-l trăim aici cât mai mult. Am avut o arhitectă cu care am lucrat și a fost aproape non-stop pe șantier. Împreună cu ea s-a făcut și designul acestei case și s-a gândit întreg proiectul, dar am fost și noi foarte implicați, adică în clipa în care ni s-au propus niște randări și o direcție de design, noi îi trimiseserăm deja niște imagini pe care le găsiserăm așa cum le găsesc toți oamenii pe Pinterest. Deci, practic, de acolo ne-am inspirat. Da, aceea a fost sursa de inspirație, normal. Și, în general, cam tot ce am văzut, vizitat, amintit, citit, văzut în filme, că toate astea împreună îți formează un simț estetic. Da, da. Și mai sunt lucruri pe care vrem să le aducem, dar... Mai sunt niște tablouri, niște măsuțe. Uite, aici nu avem măsuțe. Vrei să nu punem? Aveam, dar n-ai văzut. Așa. Am rezolvat. Inside jokes. Așa? Dar o luăm ușor, ușor, că eu știu că în fiecare an mai primești un tablou, mai primești un coșuleț, mai primești un... nu știu, habar n-am. O zonă. Un an, nu? Da, s-au tot schimbat idei de-a lungul timpului. Să pornim de la o idee... Nu, în mare să știi că a rămas la fel. În mare, de la randările principale, cam puțin ne-am abătut, foarte puțin. De la două ne-am abătut. Da, exact. S-au schimbat idei. Normal, dar e firesc. Și în funcție de ce piese găsești, în funcție de cum arată când le vezi live, cum le vezi montate. Iarăși, foarte important a fost etapa de măsurare. În clipa în care iei măsurătorile astea și toate cotele pentru mobilier. Pentru că am tot văzut, nu știu, vrei să faci o... Cum avem noi bucătăria foarte dreaptă și foarte așa, dacă exista o, nu știu, o diferență, se vedea imediat. Și au tot venit și au măsurat de câteva ori cei de la Delta înainte de a da comanda. Și pentru uși. Și montajul a fost destul de nevoios, pentru că ea ca să arate așa impecabil... Necesită mai multă atenție. A și durat cel mai mult, probabil. Și de asemenea, că voiam să zic și pentru ușile Filomoro, care nu sunt ușor de montat, a trebuit să se lucreze la pereți. Aici este o problemă pentru că poți să intervii în structura de rezistență a casei, unde... E greu. Faci? E destul de greu, dar s-a lucrat și la asta, pentru că ne-am dorit foarte mult să avem astfel de uși. Și
A fost amuzant că o să vedeți la etaj, pentru că e vopseaua asta decorativă și ușile filomuro, intri și ai impresia că nu există nicio ușă. Și a fost foarte simpatică mama mea care a venit să vadă casa, de care nu cred că îi place ei prea mult, că nu e genul ei, adică i-ar fi plăcut mai, și cred că și mamei tale la fel, mai veselă, mai așa. Și zice, da, foarte, foarte frumos, da. Totuși niște tablouri cu flori, mamă, să mai veseli și voi atmosfera aici, nu puteți să puneți? Bine, atunci e clar. Și a apărut totuși un tablou acolo și unul aici. Da, da, e foarte frumos. E brodat. Super. L-am luat de la cineva, nu mai știu de la cine l-am luat. A trebuit să traversez tot orașul. Am ajuns până acolo. Deci m-am dus la, de la un cuplu extrem de, fără glumă, un cuplu extrem de talentat, e făcut manual. Da, 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 păi e brodat de așa. Și am urcat la etajul 5, am luat tabloul, ne-am chinuit să-l băgăm în lift, am ajuns în parcare, nu intra în mașină. L-ai lăsat acolo? Că nu l-ai luat, parcă. Nu, nu l-am luat, nu. A doua zi s-a dus cu o dubă. Să-l iau și până la urmă, iată. Mă rog, a fost complicat și să-l ducem la Rămat. M-am plimbat unde? Prin mall, nu? Prin mall. Și mie îmi place foarte tare să umblu prin mall, foarte multă lume, sunt înnebunit. Și uite-mă acum umblând în mall cu multă lume, dar și cu un dita mai tablou. Adică a fost frumos. O experiență... De neuitat. De neuitat, exotic. Da. Mi-am dorit ceva... ceva diferit de locul unde am stat, pentru că unde am locuit până acum. Era o casă pe care am luat-o deja, era deja făcută și am încercat de două, trei ori, pentru că am încercat să... Nu am încercat, am și făcut niște renovări, niște modificări pe acolo, dar niciodată nu am fost pe deplin mulțumiți. Pereții nu erau cum trebuiau, geamurile nu erau cum trebuiau. Și nici cum era casa împărțită, știi, compartimentată, motiv pentru care am căutat să ne mutăm și după multe încercări, pentru că multe. Am avut ceva vizionări, da. Dar nici extrem de mult, pentru că n-ai foarte multe variante. Și eu, în sfârșit, am dat de casa asta, de proiectul ăsta, pentru că îl știam deja de câțiva ani, de 2-3 ani. Și ne-am dat seama că, de fapt, asta e ce căutăm. Și ca dimensiuni. Și ca dimensiuni și, cum spuneam, compartimentare și mai departe. Adică e o casă suficient de mică, în ghilimele, astfel încât să nu te simți, nu știu, singur pe aici sau să... Și că se spune casa mică ține familia unită. Dar suficient de mare, astfel încât la un moment dat fiecare membru al familiei, mă refer acum la copii, să aibă totuși camera lui și să rămână și o cameră de oaspeți. Că de fapt asta ne-am dorit. Un dormitor al nostru, două dormitoare pentru copii și o cameră de oaspeți. Și asta are casa. Nu ne-a deranjat că grădina nu este foarte mare, pentru că noi la locuința veche aveam o grădină mai mare și am văzut în general copii, dacă n-au alți copii, se plictisesc în curte. Adică curtea e cât să ieși afară, să bei o cafeluță, să te bucuri de ce vezi și cam atât. Și mie personal, așa ca mamă, mi s-a părut important ca ai mei copii să-și amintească de casa părintească într-un mod frumos așa și plăcut. Nu știu pentru ei cât contează cum sunt perdelele, dar cred că un simț estetic se învață încă de când sunt micuți. Și dacă am putut să facem asta, de ce nu? Oricum, mi-aduc aminte că în momentul în care ne-am mutat, cred că pe 24 decembrie. Da, chiar în ajun. Bine, am grăbit puțin lucrurile, cum spunea de la mai devreme. Ea tot venea de vreo 2-3 ori pe săptămână înainte să ne mutăm, se uita, dar nu ceva... Nu erau perdelele puse, nu era canapea montată, era doar așa. Eu veneam în fiecare zi, stăteam câteva ore pe aici și în momentul în care a venit, spre seară... Chiar în seara în care urma să și dormim pentru prima oară aici. A avut o reacție. Am deschis ușa. Erau perdelele puse, canapeaua montată și am zis am ajuns acasă. Deci e pentru prima oară când am avut feeling-ul ăsta și casa era goală, adică nici măcar ca acum, era
ce să zic, nu era obiect, nu era nimic. Să te simți bine, primul feeling și același lucru s-a întâmplat și cu băieții noștri. Care din prima zi s-au simțit excelent, da. Pentru că poate fi o problemă dacă... A, foarte important de spus, nu știu cum mi-a interpretat asta, dar pentru noi e important. Încă de când am pornit procesul de amenajare, am vorbit cu maestru Feng Shui. Feng Shui este o știință, adică nu vorbim de ezoteric și așa mai departe, care se ocupă un pic cu potențarea energiilor pozitive. Cum spuneam, am luat legătura cu o prietenă noastră care este maestru Feng Shui și a venit, a făcut niște calcule și ne-a spus în principiu că sunt câteva principii, nu unde pui bonsaiul și așa mai departe, chiar și dacă și ele sunt importante, dar nu astea sunt cele mai importante. Și, spre exemplu, noi ne imaginam că televizorul va fi acolo, numai că i-a spus că acolo nu este un loc potrivit pentru televizor, motiv pentru care acest perete a devenit câș. Că el nu este, el era drept inițial, noi l-am reconstruit și l-am făcut așa pe diagonală și ne place foarte mult cum a ieșit. Ne-a sfătuit să luăm o canapea verde și așa s-a ajuns la această canapea verde. De asemenea, pentru dormitor ne-a spus unde ar fi bine să existe patul matrimonial și, mă rog, câteva alte sfaturi pe care apoi le-am comunicat arhitectei și ea le-a integrat în acest concept. Deci, asta vreau să spun că am apelat și numai Su Feng Shui. Da, multă lume nu crede. Da. Eu nu, de exemplu. Eu nu. Nu cred, dar bărbații în general. Da, nu prea, de doar se simt bine. Dar nu știu câtă muncă e în spate. Nu știu câtă muncă e în spate. El glumește, adică nu știu, glumești? Nu glumești, nu? Nu? Nu, tu chiar nu crezi. Așa, mă rog, nu-mi pasă. Noi, Cristina Grozacăia, sau ea este maestru Feng Shui care ne sfătuiește pe noi și e prietena noastră, ne-a făcut două mutări importante și în locuința veche și mie mi s-a părut că s-a simțit. Și de această dată am apelat la ea cu foarte mare încredere, nu ne-a zăpăcit, adică nu în sensul că nu a sugerat lucruri ieșite din comun și de prost gust, că dacă începe să pui o canapea mov, poate că refuza totuși să o ascult. Crezi că nu te simțeai bine pe mov? Nu simțeam bine, nu? Îl puneam mai așa, mai în pal, prost pal. Și așa e nemulțumită că mi-a spus că, ea ne-a spus că ăsta, covorul ar trebui să fie de o altă nuanță, am zis că asta e acum. Foarte greu de întreținut, dar a fost ideea lui că vrea covorul. Ce-a și zis că trebuie să fie curat cu timpul. Să avem de vizită în conspirator. N-ai idee, deci orice pică pe jos e ceva... Și totuși avem doi copii mici în curând trei. Ce să zic? Unul încă mai face caca în Pampers. Avem o scoică în baie. Vorbesc serios, care e o piesă decorativă și mie mi se pare că întregește perfect... Deasupra căzii. O singură dată am făcut baie în cadrul când am făcut. Mă rog, dacă îl intri o vezi, așa, întregește cumva ideea de la care s-a pornit în amenajarea băii și îmi pare că e perfect acolo. Îmi place foarte mult bucătăria. Mie mi se pare că e exact ce ne-am dorit. Și patul matrimonial. Nu prea dorm în el, dar mă rog. Mai dorm cu copiii din când în când. A fost o provocare cu... Urcatul cu cada, da. Pentru că este o cadă care are, cred că, în jur de 150 de kg. Nu, nu e glumă. Fără glumă, da. Și... A! Scuze! Mai îmi place mult, mult, mult lavorul copiilor. Cu picățele, așa, doamne. Este superb, superb, superb. Scuze-mă. Deci are 150 de kg. Și... Și maimuța din baie. Da. Ea este superbă. De ușile filomoră am zis, nu? Da, ai apucat să zic. Cam asta. El a ales televizoarele. De ce n-ai spus? Tu ai ales televizoarele. Am ales televizoarele, asta deja nu mai interesează. Da. Normal. Am și boxa wireless. Dar cu cada, cum am urcat-o, n-am urcat-o eu din fericire. Dar s-au chinuit, au fost vreo... Nu, au venit, era o echipă de 4-5 băieți, cărora le-a fost teamă. S-o ducă de frică să nu lovească pereții, pentru că dacă nu loviți pereții... Îi faceți. Da. La loc. Plătiți cada. Și s-au chinuit ceva, dar din fericire nu știu cum au. Eu am plecat, mi-a fost frică să mă uit. Da. Și când am venit deja era sus
și cu apă caldă în ea, tot ce. Spumă. Spumă, trandafiri. Da. Lumânări. Da, da. Păi, în jur de 230 utili. Dar exact asta vreau să zic, înainte să prind întrebarea asta, cred că nu contează de fapt ce suprafață era o casă. Am fost la prieteni în vizită cu case mult mai mici, apartamente de bloc, dar făcute cu un bun gust extraordinar și atunci unde chiar ne simțeam bine. Ce ziceam și că e foarte important primul feeling pe care l-ai când intri în casă, știi? Și nu cred că e foarte important suprafața casei. Asta este o casă nici mare, spunea Adela la un moment dat, nici mică, dar nici foarte mare. Sunt totuși o familie cu 3 copii care curând vor avea pe cineva permanent să ne motiv ajute. Pentru care vrem să ne și mutăm, vrem o casă mai mare. Nu, asta nu. Peste 20 de ani, nu. A, uite că vreau să mai spun ce mi se pare mie important într-o casă. Parchetul mi se pare foarte important. Pentru că mai schimbi, nu știu, mai schimbi o măsuță, mai schimbi niște scaune, chiar și canapeaua pot să schimbi la un moment dat, sau husele, canapele și așa mai departe, dar parchetul trebuie să fie unul de foarte bună calitate și cred că și bucătăria, pentru că bucătăria e o zonă costisitoare. Adică, cred că cea mai costisitoare din casa noastră a fost bucătăria, din toate, cu tot cu electrocasnice, cu mobilier, cu sisteme cu și așa mai departe. Chiar dacă nu e uriașă, dar a costat cel mai mult. Și cumva, dacă ai, asta zic, un... Știți cât costă cireșele? Am văzut scoși. Da, mult. Dacă ai parchetul de bună calitate și o bucătărie, cumva poți să jonglezi în 5 ani să-ți schimbi atmosfera din casă. E dublu pentru că avem încălzire în pardoseală și înțeleg că trece mai bine prin dublu. Nu, dar cel triplu stratificat de fapt e mai bine, prin ăla trece mai ușor. Păi și de ce am pus dublu? Nu am găsit ce ne plăcea nouă, triplu, și atunci am luat dublu. A, la că ne-a plăcut design, culoarea. Da. Da. Și nu am întâmplat să fie dublu. Mi-a plăcut culoarea. Am învățat și eu. Și că de fapt dublu, triplu stratificat e mai bun. Pentru că căldura care se degajează din sistem trece mai ușor prin cel triplu stratificat. Dar nu e logic să treacă mai bine prin este triplu mai decât prin dublu? Păi deci de triplu e mai subțire decât dublu? Da. Asta este mai gros. Dublu... E mai gros. Dublu stratificat e mai gros. Da, asta vorbim în alt interviu. Parchetul, ușile, canapeaua, bucătăria, băile, patul matrimonial, deci toate sunt de la Delta. În rest, perdele, covor, astea nu se pun, că nu le-am... Da, dulapul ăla, masa mea de la voi, boxa, am plătit-o. Sunt foarte multe lucruri de spus despre o casă și în special despre casa noastră am putea să vorbim foarte mult. Din fericire, mai avem și puțină treabă, eu. Glumesc. Dar chiar trebuie să mai fac niște chestii. Da, știu. Cam asta e, nu? Da. Cred că am vorbit destul de puțin față de cât puteam să vorbim despre ce avem pe aici și ce am implementat în casă. Mai mult, cred că, dincolo de mobilier, de piesele importante din parte din casă, vorbeam de feeling, este foarte important să ai feelingul excelent pe care noi l-am avut de la bun început. Și faptul că este o casă aerisită, asta ne permite, ne dă voie să ne jucăm, să, nu știu, la un moment dat să mai schimbăm ceva, să barnăm. Da. Sper că am răspuns curiozităților voastre. Cei care se gândesc să investească o sumă mare de bani într-o casă, cred că ar trebui să o facă atunci când chiar sunt pregătiți, pentru că e un moment când tu cumva, ca individ, ți-ai definitivat percepția despre frumos, despre confort, despre familie și atunci, dacă nu simt asta, ar trebui să mai amâne. Deci asta, mie mi se pare că noi suntem din punct de vedere acolo unde trebuie, cam știm ce ne dorim. Adică n-am oscilat, am cam știu ce ne dorim. Și e foarte important și cum oamenii care cu care lucrez, oamenii da, care lucrează în casă, pentru că practic dacă se strică ceva, trebuie să cheme o altă echipă și așa mai departe. Niciodată nu trebuie să faci un curs înainte pe scurt, da, și de tâmplărie, și de zidărie, și de mai multe. Cam ăștia suntem. Nu uitați, o casă e frumoasă atunci când este
plină de cei care locuiesc și noi, cumva, mai mult decât felul în care arată pereții și cum arată mobilierul, ne dorim să o umplem cu energia noastră bună și să reușim să fim, nu știu, să ne păstrăm veseli cât mai mult timp de acum. Și să fie curată. Noi am făcut curățenie pentru că ați venit voi. Da, 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 foarte multă curățenie am făcut înainte, dar nu-i nimic. Te lasă cu o săptămână. Așadar, ne vedem peste 20 de ani la următoarea noastră casă, mai mare sau mai mică. Poate ne mutăm în munte. Ah, că ai zis tu că vrei să facem o casă. Da, da, da.